La sfârșitul săptămânii trecute, pe centura municipiului Alba Iulia, două prostituate au fost surprinse de polițiști în plină activitate. Alături de femeile de moravuri ușoare au fost luați ca din oală și doi bărbați înaintați în vârstă, dar cu elan tineresc la fața locului. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, Serviciul de Investigații Criminale, au organizat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii infracțiunilor de prostituție și proxenetism. Cu această ocazie, două femei din Alba Iulia și Târneveni au fost întrerupte în timp ce întrețineau raporturi sexuale pe foloase. Respectivele se ofereau pe marginea șoselei de centură unor clienți de 72 și respectiv 55 de ani, care le plătiseră anticipat, unul 20 de lei, celălalt 30 de lei. Cele două femei s-au ales cu dosare penale, iar tomnaticii crai cu buza umflată.